Salut și bine v-am găsit la ultimul episod din această serie de Terraria, prima serie, va avea mai multe serii de diferite jocuri, pentru că știu că în primul videoclip de pe acest canal cu Terraria, primul videoclip care îl găsiți și stă acum intrați pe canalul meu, dă play automat. Am zis că o să-și mai tare. Dar asta era, gen, nu știu cum să zic, prima serie de pe canal. Dar asta e ultimul episod de pe această serie. Și vreau efectiv să vedem ce am făcut în 30 episoade. Asta a fost self-focus. Ok. Motoarea serie, nu știu exact ce va fi, dar am o mică idee. Adică am mai multe. Adică vreau să facem o serie, să zic așa, tot cu... ăsta, nu bine acum, cu Terraria, așa, și gen să fim pe aici să facem de cap, dar expert, motor, sau să fim, nu știu, summoner, să fim o dată specială, înțelegeți? Bă, nu știu, o să văd eu, momentan nu m-am hotărât, dar hai să vedem tot ce am făcut în episod, în 30 de episoade de Terraria, în această serie minunată. Și ce am făcut până în episodul de azi, pentru că știți că n-am mai pus câteva zile, pentru că am fost ocupat, problemele de ale mele. Dar am jucat pentru a lua cea mai OP chestii din joc. Nu vă gândiți acum cu hack. Nu, adică că ai făcut după ce ai făcut cu o artă, nu e cu hack. N-ai cum. Ori o faci cu hack la început, ori n-ai cum. Să vezi ce ai cum, da. De ce aș face chestia asta? Am jucat 30 de episoade. În fin, ce am luat? Evident, asta e toate chestia care le-am în inventar. Am pe primul loc Zenith-ul. Da, am făcut Zenith-ul, băieți. A fost foarte greu. Și să vă fiu sincer, ultima sabie care întrebă, efectiv, luasem pe toate. Mai o mere, toate sabile de care aveam nevoie ca să fac Zenith-ul. Mai aveam nevoie de o singură sabie. Și se numește Star Worth. Nu cred că o să pun o poză pe ecran, dacă căutați acolo pe net Star Worth și o să vedeam. Am făcut ceva foarte, foarte, foarte greu, părerea mea, adică Zenith-ul, dar am mai lucrat și la un proiect mai mic, tot greu, dar vedeți că nu mai folosesc Slimy Saddle, din simplu fapt că deja, acum am chestia asta. Că chestia asta e o bestie, să zic așa, laminat. Dar hai să vorbim despre iteme care le avem. Avem efectiv cea mai bună iteme. Adică sabia, care hai să vă arăt cât DPS poate să dea. Dar până atunci, hai să vă arăt că dragon. Cred că știți dragon. Dar avem de 2 ori plus asta de 3 ori. Așa. Avem de 2 ori din cauza la... acest lucru. Pe foarte bun, avem mănușa, avem scutul, avem Celestial Shell, avem aripile și pum, cred că mai sus. Nu să am pe n-am folosit, deci, da, hai. Uitați-vă puțin cum dă, da? Deci să vede în spate săbile, să văd care se mișcă. Care săbi sunt, efectiv. Și dacă stăm așa, că deja am lag. Dar uitați DPS, uitați puțin DPS-ul în dreapta. Eu vă fac 20 ceva de mii. Dacă băgăm și chestia asta... deja nu mai pot să audă sunetul. E, acum nu știu cum să mă poziționez. Ca să dau mai repede. Și normal că e blot, mâncă, de ce nu? Nu știu cu ce boss să-l comparăm repede așa de în casă. Aș bate un lordu. Ia să... putem să batem un lordu măcar? Din casă să vă arăt câte OP e. Da, ok, putem. Hai să batem un lordu repede jur. Am făcut și chestia asta, ultimul. Da, cred că are pe toate. Ce mai făcut? Ce să mai vă arăt? Deci, azi să mănânc un lordu. Mergem aici, nu avem noi treaba cu ăștia, suntem pe ăștia ăsta. Fie acolo.
Oricum, sincer, efectiv, ca să-l bat unor de un uman, n-am nevoie de nicio poțiune. Adică, dă foarte mult damage sabia asta. M-am mirat când am văzut. What? Ce m-a apăsat? Ok, F11. Ba nu. What the fuck? Ok, F8. Da, F11 chiar e interesant. De ce m-am gândit până acum să fac și chestia asta? Ia, hai să batem boss așa, ce ziceți? E cam greu că nu-mi dați seama de cursorul. Na, la batem așa. Nu te la fără hard, ca să n-ați ziceți. Bun. Ok, este aici. Hai să ne punem repede pe ochi. Bam, scos un ochi. Gat, i-am scos ochii. Hai, repede să... Gat. Băieți, ăsta a fost Moonlord-ul. Ce ne dă? Dă cristala. Da. Da, ai fost să scai până să vă dați seama că mai am nevoie de ele. Ops. Da, ăsta e un pickaxe, da, aia am spart. Statuia și ăsta. Așa, așa atacă cristalul, adică cred că îl știți. Așa. Hai să vă arăt ce face acest raid, să zic așa. Este foarte, foarte, foarte OP. Adică eu când am văzut chestia asta am rămas bască. Eu știam că e OP, dar nici chiar așa. Adică uitați-vă puțin. Mie, pe lângă sabia asta care e mamă. Ok, R. Ok, R. Look at that. Look at that. Insane. Și nu știu cum să vă spun, dar acum ce, hai să mergem să vizităm. Deci cum am zis, vreau să mergem să vizităm, dar o singură chestie n-am făcut în jocul ăsta. A, da, stai, acum un moment, hai să vedem cât platinum am strâns de-a lungul tot jocului. Avem, cred că, 58 de platinum, come on, 58 de platinum, wow. Hai și până la după și capul, hai să vedem, așa. Și hai să, vizităm toată locația care avem pe aici. Deci avem așa, suntem pe harta. Bun, asta e harta întregime. Încă n-am făcut 100%, dar nici nu cred că o să stau să fac, pentru că celul ăsta a fost să terminăm jocul. Vreau să vizităm prima oară. Prima și prima oară. Toate casele, să zic așa. Deci avem baza noastră, care prima casă, știți care a fost asta. Deci asta a fost prima casă. Apoi, am avut mai multe case pe aici, dar vreau să mergem la toate efectiv acum. Deci am în casa asta mică, avem casa din jungle, frumos aici avem casa din hollow, cea casa din hollow care am făcut destul de ok. Eu nu știu, mie îmi place, chiar îmi place mai ieșit. A, fiind noapte, acum am putea să mai batem și Breath of Light, dar nu știu dacă am norocul să o întâlnesc. Încă, mi se pare că îmi place să vlog când am bătut. Chiar nu mai țin minte dacă am bătut sau nu. Nu știu. A, mai în locul ăsta. De la pirat se parcă, nu? Dar nu știu dacă am eu norocul. Da, am norocul. Ai. Pirate map, da, nu stau acum. Bun, așa. Și ce mai avem? Mai avem casa din adâncuri și mai aia de la mushroom, nu? Astea sunt. Hai să mergem la mushroom. Așa. Mergem imediat la mushroom. Puteam să fac asta dinainte. Are asta ce ai OP Arif, care le am. Adică nu am alt mai OP. Sabia nu găsește alta mai OP în jocul ăsta. Eu, da, este un pen. Bine, nu știu ce mai am eu în inventar, dar l-am. Ok, casa de mașină, bine, se vede așa mult din cauza că e ăsta. Blood Moon. Nici mi-e place că se vede. Și la underground, nu știu dacă l-am dus, hai să mergem acum. Dacă l-am dus. Și underground. De la casa din under. Bun,
Asta e și casa lui Nander. Încă n-am obținut chestia aia de Nander. Ceea ce e, e bro. Aia e. ce mai avem de arătat așa mai șmechit? Puteți merge prin jungle, sincer, la, prin jungle am hoinărit foarte multe episoade, știți. Puteți merge aici. Da, hai să mergem acolo. La casa din snow. Na, trebuie că l-am la casa din snow. Ok, hai sus. Hai sus! Hai. Bun. Și aici am casa din snow. O știți, n-are cum să nu știți, n-aveți cum să nu știți, n-aveți cum, da. dar mai avem acest loc. Mă, știa, am zis că fac și o teleportare, nu le-am mai făcut. M-am grăbit să termin jocul și l-am mai făcut. Sincer, pe seria asta chiar mai avem ce să facem. Dar am zis, încheie aici seria asta, ca să ne amintim de ea și poate terminăm în alte dăți. Dar seria e terminată, zic așa. Acum am azi minorități care nu să zic că ne ajută foarte mult, dar așa de episoade de putură, dar asta zic că nu știu dacă va plăcea. În fi, dar pe lângă asta începem altă serie, deci eu zic că e ok. Tocul al joc, locul terarea, chiar, nu știu, văd eu. Și cam asta a fost prima, nu știu dacă mai țineți minte, când aveam foarte multe. A fost insane. Așa, sincer, nu aș avea ce să mai vorbesc. Sincer. Dar, vezi, cam, nu știu, cam asta a fost harta noastră. Adică știți cam cărat sabia aia, copăsortul, aici, fix aici. Dar, tot, de la începutul jocului până aici, puteți să uită la fiecare episod, aici a fost lângă mine. Și uite zenitul. Și legendare. Și să spunem deja asta destul de puțin să pice legendare. Și știți, am spus-o mereu. Înainte să fac și ceva special, ce-a fost, vine blodul să strice tot. Uite că bun. Bine, băi. Bă, cam asta a fost ultimul episod din această serie. Dacă a plăcut, uitați acolo, s-a apăsat un like, să strige multe, foarte, foarte multe like-uri, să vă abonați în crească, să vă strigem și abonați gârlă, grămadă. Eu am fost Unreal Byte. V-am poat și ne revedem la o nouă serie.